Bună seara, dragi prieteni, m-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi avem o emisiune deosebită de suflet spirituală, generic veniți creștini la rugăciune, pentru că suntem în postul Paștelui și bineînțeles că unii oameni de suflet se gândesc la aceste momente și încearcă să completeze ceea ce găsim în zona spirituală religioasă. Așa că astăzi veniți creștini la rugăciune cu invitatul pe care l-am în studio Capital TV din Deva, doamna Mariana Anghel. Bine ai venit, Mariana! Bine te-am găsit! Salut toți telespectatorii! Da. Și mă bucur din suflet că avem o oportunitate de a comunica cu cei de acasă. Corect. Care ne urmăresc. Ce s-a mai întâmplat, ce se întâmplă și, bineînțeles, să încercăm să creăm deja puntea, nu, pentru momentul de Paște. Sigur, motivul nostru, întâlnirii noastre, propoziție, este acel turneu pe care îl faci în județul Hunedoara cu acest spectacol, da? Și sigur, te invit să ne spui câte ceva despre ce se întâmplă, de unde a pornit ideea și cum se întâmplă. Sunt în al 9-lea an de turneu cu acest proiect al meu, un proiect care la început a fost un pic privit cu suspiciune pentru că era ceva nou. Dar acum oamenii deja s-au obișnuit și am fost în toate colțurile țării în decursul anilor. Și mă bucur din suflet că, uite, la inițiativa managerului de la Centrul de Cultură și Artă, da, a județului Hunedoara, Ciprian Roman. Așa? Postul Centru de Creație. Da, se numea înainte. Da, s-au unit toate sub... Da, și se numește Centrul de Cultură, de, da, de Cultură și Artă. Așa. Da. Acolo funcționează în acest moment Școala Populară de Artă, ansamblul profesionist, da, Dragan Muntean și... Nu știu foarte multe lucruri, pentru că nu lucrez acolo, da, ca să știu amănunte, însă vreau să spun că inițiativa directorului, managerului Ciprian Roman este lăudabilă, pentru că ia că este segmentul acesta religios, este un segment care vizează foarte multă lume și oamenii au nevoie și de așa ceva, nu numai de zilele comunelor sau a orașelor, nu numai de concerte unde toată lumea se distrează. Da, acolo e vorba de divertisment. Aici venim să ne pregătim împreună, că implicit și noi cei care suntem pe scenă. Și vreau să prezint echipa cu care voi pleca în turneu. Alături de mine voi avea pe interpretul de folclor Ilie Medrea, pe fratele meu Marcel Anghel, care recită și leagă momentele de interpretate muzicale, vocal. Da? Da? Un grup vocal care se numește Angelos, dirijat de Traian Stoiță, un grup din Sibiu. Aha. Un grup care vine să completeze povestea pe care eu am pregătit-o în acest concert și acompaniamentul va fi asigurat de Marci Costa. De aici din Deva. De aici din Deva, da. Bă, interesant acel grup. E un grup de bărbați sau de voci? Ce fel de voci sunt în grupul Angelos? Angelos, un grup bărbătesc, trei băieți care au terminat teologia și care mă ajută pe mine în poveste să cânte la un moment dat o bucățică din Prohod, apoi Îngerul a strigat. De fapt, povestea acestui spectacol este de la intrarea lui Iisus în Ierusalim până la înviere, patimile prin care trece Iisus, în așa fel încât cei care stau în sală, cei care urmăresc acest concert, să retrăiască niște sentimente deosebite alături de noi. Și uite așa, prin pricezne, prin rugăciunile astea cântate, completate de poezie și de tot angrenajul acestui concert, să vină pentru a ne pregăti pentru
pentru Paști. E o perioadă mai deosebită, e o perioadă care, în care se pretează foarte bine acest tip de concert. Și chiar aș vrea să spunem localitățile unde vom fi. Așa. Vom debuta la Ninoasa, vineri. Aici la ora 17, din câte țin minte de pe afiș. Da, așa. Da. Vom debuta la Ninoasa în data de 9 martie, ora 17, apoi vom ajunge în data de 10 la Băița, unde va fi la ora 18, și în acel concert ni se va alătura și Valentin Crainic. Ne bucurăm tare mult pentru că va fi alături de noi și vom încheia mini-turneul din județul Hunedoara la Brad la ora 18. Eu consider că oportunitatea asta de a ne întâlni cu oamenii de aici din Hunedoara este una extraordinară și ne bucurăm din suflet. Sigur că forma asta de spectacol probabil că nu se potrivește chiar în biserică. Da, ai avut și concerte, ai avut concerte și în biserică? Foarte multe concerte în biserică. De ce te întreb? Că în general bisericile ortodoxe se evită. Bine, acum e adevărat că e vorba de pricesne și de... Primul concert în biserică l-am avut la Catedrala Metropolitană de la Sibiu cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Laurențiu Streza chiar în 2011. Deci atunci dumnealui a permis acest lucru de a cânta, de a pune instrumente. Clar, despre muzica instrumentală e vorba, da, propriu zis. Pentru da. Că am un format de concert puțin mai lărgit, mai mare, unde am un grup cameral. Și chiar atunci, când am cântat la Catedrala Metropolitană din Sibiu, am pus pentru prima dată instrumente în fața altarului. Și de atunci am avut de nenumărate ori în toate colțurile țării concerte și în biserici. Da, nu numai în biserică ortodoxă la Sighișoara, e peste râu. Și ne cântăm muzica instrumentală numai. Cum a fost și acel concert și a fost un preot deschis, chiar deschis. Da, acum din câte am înțeles, acum 2 săptămâni s-a interzis, s-au interzis niște evenimente culturale care să aibă loc în biserică, dar vor avea loc doar cu niște aprobări mai speciale. Deci nu este închis chiar de tot. Oare de ce? Muzica instrumentală nu e acceptată în biserica ortodoxă? Nu că cunosc, la catolici, nu am cunoștință să spun de ce și cum, doar că a fost știre pe națională. Da, m-am zis și eu povestea asta, da. În fine. Dar important este că, uite, plecând, pornim de aici, din județul Hunedoara, și apoi turneul nostru se lărgește și mergem în continuare în toată țara. Și voi avea un eveniment foarte important la București, organizat de Trinitas. Lansez un album de pricezne, de fapt al doilea album de pricezne, unde voi avea parte din cântecele pe care eu le cânt în acest concert și vor fi și 4 poezii recitate de fratele meu. Deci vom avea așa un moment mai deosebit. Poate reușim, uite, să filmăm unul din concertele noastre de aici din Hunedoara și să difuzați, poate în Vinerea Mare sau nu știu, cândva, chiar atunci înainte de Paști. Da, corect. Până la urmă, de ce are nevoie un artist și un solist de muzică populară, sau mă rog, mai larg putem spune, un artist în general, ca să poată cânta pricesne? Nu e acest gen, nu e abordat de foarte mult. Ba da, acum toată lumea cântă pricesne. Da. Pentru că exact cum este cu cântecul patriotic, aud colegi în jurul meu, nu colegi, tineri interpreți sau interpreți care spun tot timpul: vai, anul ăsta trebuie să înregistrez și eu o priceaznă. O, anul ăsta trebuie să înregistrez și eu un patriotic. De parcă ar fi la normă.
obligatoriu, măi, trebuie să fac și aia, trebuie să fac și aia. În primul rând, vocea trebuie să îți permită și energia pe care o emiți când cânți, să-ți permită să cânți un astfel de, să abordezi un astfel bun, de... Bun, e un ambitus larg sau ce presupune deosebit? Nu are, nu e vorba de ambitus. E vorba simplu de trăirea pe care o ai și de felul cum poți să transmiți emoția pe care o ai atunci când cânți pricezne. Priceznele sunt ca niște rugăciuni cântate și emoția ta trebuie să fie una foarte mare când cânți ca să poată percepe cel care ne ascultă. Bun, cei care vin la spectacol sunt pregătiți într-un fel, nu? Știu la ce vin. Da, însă de câțiva ani buni mi-am asumat lucrul ăsta și în toate concertele pe care eu le am în țară, bineînțeles, închei momentul meu cu un cântec patriotic și apoi, pentru că pe noi ca popor român ne definește, adică avem două lucruri foarte importante, iubirea de Dumnezeu și iubirea de neam și țară, astea sunt împreună și trebuie să facă parte din fiecare român. De altfel, prin biserică, oamenii, în general, românii, au stat alături de glia aceasta, nu? Deci asta adică trebuie să fie... E o simbioză aici. Să fie da. Împreună. Clar. Și întotdeauna, după cântecul patriotic, cânt o strofă sau un cântec întreg, depinde de public, dintr-o priceasnă. Și uite că oamenii încet, încet se obișnuiesc cu genul ăsta de cântec și... E foarte important. E foarte important pentru că fiecare dintre noi avem o legătură deosebită cu Dumnezeu și poate că, nu știu, românii au o sete mai mare de spiritualitate și da, bun, poate este în sângele nostru clădit lucrul ăsta. Spui foarte, lucrurile foarte frumos, ca să fiu un pic mai direct, probabil că și în cazurile sau viața, nu? Îi face să fie mai atenți, mai aproape oamenii în general când sunt la necaz. Eu consider că este vorba de cultură, pentru că tradiția noastră religioasă este de ani și s-a transmis din generație în generație, deci nu suntem începători. Da, e o tradiție, într-adevăr. Da, este o tradiție. Hai să ascultăm piesa care dă genericul... Titlul concertului, așa, concertului da. Veniți creștini la rugăciune. Și după aceea mai discutăm. Poveste. Veniți creștini la rugăciune în casa Domnului cel Sfânt. Veniți cu toți plecați genunchii și fruntea voastră la pământ. Veniți cu toți plecați genunchii și fruntea voastră la pământ. Când glasul clopotelor sună și ne vestește sărbătoare, să le pădați grijile lumii și să veniți la închinare. Să le pădați grijile lumii și să veniți la închinare.
strămoșii noștri din vechime, pe sub pământ țideau altare și pe furiș la miez de noapte mergeau cu toți la închinare. Și pe furiș la miez de noapte mergeau cu toți la închinare. Astau sălașurile sfinte pe înălțimi strălucitoare, puțin creștini mai calcă pragul în zilele de sărbătoare, puțin creștini mai calcă pragul în zilele de sărbătoare. Veniți creștini la rugăciune, iată un turneu care începe în județul Hunedoara și va continua în România, în toată țara. Mariana Anghel este invitată de astăzi a emisiunii Vorbește Lumea, vorbim despre acest turneu și vreau să întreb dacă în momentul în care merge în alte județe, în alte părți, formula se completează, mai vin și alți colegi, alte forme de... În, exprimare, da. Da, voi avea grupul cameral, deci nu voi mai merge cu Marci Costa, las acasă la studio să facă treabă. Da, voi merge cu grupul cameral care este de la Brașov. Cu ei am pornit chiar de din 2010, de acum 9 ani. Trebuie să am grup de băieți, da? De bărbați, voci de bărbați sau... Nu, e grup cameral instrumental. Ah, instrumental, asta da, e important de spus, da? Da. Înseamnă ce instrumente, da? Este dirijorul profesor Petrișor Varga, contrabas, violoncel și două viori. O vioară și o violă. Aha, deci compartimentele clasice a unui... Un grup instrumental, da, cameral. E ok, cred că e interesantă da, sonoritatea. Că, da? Uite, chiar piesa pe care am ascultat-o, Veniți creștini la rugăciune, a fost, așa cum să spun, piesă pilot, pentru că pentru prima dată am înregistrat pricezne cu o astfel de acompaniament, un aranjament orchestral făcut de Marci Costa și de atunci am fost cap de linie. După mine au făcut aranjamente... Au venit și epigonii, nu? Da, după aceea foarte mulți au făcut, au înregistrat cu astfel de orchestrație. Am generat, da, un curent, pot să spun. Deci, turneul pentru cei care poate n-au fost pe recepție, turneul este organizat de Consiliul Județean Hunedoara, Centrul de Cultură și Art a Județului Hunedoara, a cărui director, manager Ciprian Roman s-a ocupat îndeaproape de acest turneu. Și va avea loc, concertul va avea loc în data de 9 la Ninoasa, în data de 10 la Băița și în data de 11 la Brad. Bun, sigur că acele localități, oamenii de acolo se vor bucura de momentele voastre. Ce ar fi de spus în acest gen, putem, priceste? Priceasna este... un cântec cu religios, da?
Un cântec religios, vocal religios, în primul rând, nu? da, un Așa? cântec religios care a apărut. Bănuiesc că influența bizantină, cel puțin muzical, ar trebui să fie, Nu, nu? este influență folclorică. Ah, deci asta este e influență bizantină. Folclorică pentru că deci nu e a cântec de fost. biserică, e un cântec. Este un cântec care a apărut cu mulți ani în urmă. Cantorii de la biserici, în timpul slujbei, aveau niște momente în care preotul împărtășea sau preotul miruia lumea din biserică și atunci era un moment mort, cum ar fi. Și atunci îi cântau cântece bisericești, dar la un moment dat au început să cânte aceste pricesne care au venit din suflet. Sunt niște creații ale intelectualității satului, cum ar veni. Da, da. Adică creatorul anonim, da, cum ar veni, da. Dar totul se bazează pe și spiritul. Apoi a fost îmbrățișat de un curent al oastei Domnului. Este tot o parte a ortodoxiei, face parte tot din ortodoxie. Și ei au venit cu partea asta muzicală foarte mare și foarte au și avut mare parte din pricesnele din Ardeal, că în Ardeal, doar în Ardeal există priceasna, au fost pe versurile lui Traian Dorz. El a fost inițiatorul acestor pricesne, bun, la un moment dat. E o creație a secolului 20? Nu. Ca întindere sau înainte? Mai înainte. Mai înainte, mai da? Înainte, mult mai înainte. Interesant. Da. Vrei să spui ceva? Da, și apoi a fost. Acum face parte, pur și simplu, din slujba de liturghie, din slujba religioasă, pentru că umple anumite momente, dar asta în lumea satului. Asta trebuie să înțeleagă oamenii, pentru că la oraș sau în locuri unde cantorii sunt cu pregătire teologică, ei învață din facultate și din liceu anumite cântări care sunt specifice. Dar despre ce vorbesc eu sunt creații folclorice. Da, și cantorii de la țară, în general, sunt cei benevoli care vin și participă fără sigur să fie, mă rog, exact, culturalizați, remunerat în zona pentru sau treaba chiar asta. Și se va urmeze școli. Sau... Nu, deci da, în niciun, niciun caz. Caz. Foarte nu, clar. Nu. Interesantă povestea și interesant și felicitări că ai, că promovezi asemenea gen, putem spune că nu e un gen muzical, până la urmă. Nu, da. Da. Și bine, acum au început să facă niște creații recente care nu mai intră în același tipar, nici mesajul nu mai este același. Și aici te referi la ce creatori? Sunt tot felul de, mă rog, interpreți care probabil, plătesc nu? Pe cineva să le facă o priceaznă și persoana respectivă e posibil să nu aibă cunoștințe teologice sau nici măcar să știe o ordine a foarte lucrurilor. Clar. Este ca și cum și un pictor trebuie să fie atestat și să treacă prin tot felul de da. Examene ca să știe nu numai arta picturii într-o biserică, ci să știe și ce înseamnă o biserică cu adevărat. Exact. Deci exact. Cam aici probabil vrei să spui că asta pe problema picesenilor create, mă rog, la ad comandă. Hoc, la comandă. La, da. La comandă. Nu? Da, la comandă, da. Cam așa ar veni. Păi da, așa, e bun, sigur că e clar că dacă nu știu ce înseamnă reguli și pe ce este clădită biserica și credința, nu se potrivește ceea ce și realizează. Nici da? Mie nu mi-a fost da. Prea ușor, pentru că de fiecare pas pe care îl fac, îl fac sub o îndrumare, adică mă consult cu preoți care sunt au experiență mare, care știu anumite lucruri, care au studii deosebite, deci nu pot să fac lucrurile întâmplător. Chiar, uite, anul trecut am
Da, a făcut și o priceaznă. A făcut imnul pelerinului, pentru că eu am fost în Țara Sfântă, pe urmele lui Isus, și pentru mine momentele acelea au fost impresionante, pentru că eu, pe unde am fost, eu cânt în turneu, în concertele astea, eu punctez acele momente și am vrut să fac un cântec pentru asta, dar textul pe care eu l-am făcut, bineînțeles că l-am dus duhovnicului meu, părintele Andrei Coroian, de aici, din Deva, dumnealui având studii și știe foarte bine orice nuanță a cuvântului, a făcut două modificări, în rest totul a fost bine. Dar de fiecare pas pe care îl fac cu bună știință și dacă sunt absolut sigură. Bun, cred că tu ai abordat genul acesta muzical foarte atent și nu neapărat pentru a te promova sau pentru a, mă rog, a-ți crea imagine sau că multă lume, mă rog, apelează la forma, la tot felul de forme ca să iasă în față, să fie deosebit, să fie unice, adică să poarte un management și Dacă aici, în vroiam cultură, să da. fac o reclamă de o altă factură, nu, asta era modalitatea. Vedeți că emisiunile, mare parte din emisiuni sunt de cancan sau de Da, promovare din divertisment asta, și de de divertisment și așa, consum, ca să de zicem, da. consum și dacă aș fi vrut să am un succes foarte mare, puteam să fac o prostie, mă duceam la televizor și aveam un succes extraordinar. Da, vorbea lumea despre Eu, tine că ai făcut o trăsnaie. da, Până exact, la urmă, știm că publicitatea negativă de este multe cea ori mai mai mare, de efect, da. dar eu, promovând o astfel de muzică și un astfel de format de spectacol, încerc să fac altceva, nici de cum. Da, e foarte clar. Eu, într-un fel, E încercam un să fel de sugerez. misiune, cum ar Da. veni, o misiune asumată, asumată, Da. pentru că Oricum, e greu, nu este e o ușor. mișcare de nișă, adică nu știu dacă e chiar de mase sau de. Nu, nu. Clar că nu este asta. Nu, pentru că, uite, există unde am mai propus un astfel de concert, există primari care n-au nicio treabă cu latura asta, să fie Cu zilele toate că sunt în orașului. fiecare duminică la biserică, să fie văzut acolo. Da, păcat, păcat că nu se gândesc la oamenii pe care îi au în comunitate. De fapt, asta ar trebui. Tu, ca lider, tu trebuie să te gândești la comunitatea ta, nu la tine, ce-ți place ție. Nu, nu. Și asta vreau să fac ei, dar în același timp încearcă să aducă lucruri care sunt foarte de mare efect și au nevoie de cât mai multe voturi la următoarea lege și atunci încearcă să-i mulțumească pe majoritatea. Majoritatea care gustă altceva, clar. Cu Da. siguranță, cu siguranță, da, din nefericire. Exact cum spuneai tu, e de nișă un astfel de Exact, concert pentru da. că sunt puțini oameni care îmbrățișează un astfel de gen muzical. Durează spectacolul? Cât durează? O oră jumate, O oră și jumătate, da. pentru că este de o intensitate emoțională foarte mare și nu ai cum să reziști mai mult. Am încercat și variante mai mare de 2 ore sau de 2 ore și ceva, dar nu e ok. Deci asta este perfect. O oră jumate e perfect. Cum a primit domnul Ciprian Roman? Bănuiesc că el a fost cu ideea sau tu ai vrut să vii și ați discutat? El a fost cu ideea pentru că s-a gândit că e oportun pentru un anume segment de oameni. Adică sunt foarte mulți care, și e o perioadă moartă în care nu se fac evenimente. A, da, se fac, doar
că este 8 martie, nu? Și chiar discutam, vai de mine, în weekendul ăsta toată lumea o să fie cu 8 martie, cu petreceri, cu... Da, este foarte adevărat, dar în același timp există persoane care nu merg la petrecere, ci vor să-și întărească sufletul pentru perioada asta sau în perioada asta de post a Paștelui. Foarte clar, în biserici concertele au fost în afara slujbelor de la anumite ore. Cred că e importantă ora acolo. Da, 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 da. Concertele întotdeauna, concertele pe care le-am avut în biserici, ori au fost, de exemplu, anul trecut am avut concertul ăsta a doua zi de Paști, nu, în prima zi, lunea, da, a doua zi de da. Paști, de la ora 12, ziua, da, imediat după slujbă. L-am făcut într-un format mai micuț pentru că nu aveau cum să... Mai ales, doar da, o oră stea... a fost bine, concertul. Da. Nu aveau cum eu să mai stea după. De la 9 sau de 10 dimineața. Da. Am spus ora 12 ziua pentru că eu am cântat la biserică, drept că nu ortodoxă, la Bistrița, biserica evanghelică, care a luat foc la un moment dat și a fost reconstruită la un turn de 74 de metri. Și a fost noaptea turnului, cum ar veni, a început seara la 8 și a ținut până dimineața la 2. De-aia lucrurile se pot întâmpla în orice da, moment. Nu? Și am cântat și după amiaza, după slujba de vecernie, deci nu e o problemă, adică fiecare cum dorește. Am cântat și noi, uite, în Biserica Evanghelică din Sebeș, am fost, da, cred da, că vreo 3 ani la rând. O acustică deosebită. Vai, a fost impresionant. Impresionant. Cred că asta diferă la concertele care sunt în biserică. Ocazia să poți cânta acolo, sonoritatea e cu totul alta decât într-o sală de spectacol, o sală normală de spectacol. Adică sunetul e natural, nu e amplificat, e preluat de acele coloane, da? Da, da, și da, transmis este... în toată biserica. E o poveste specială cu bisericile. Da, pentru că general... ne-am făcut sonorizare acolo, dar am făcut o sonorizare altfel față de sonorizarea da, normală. Da, discretă, mai mult de culoare, da, probabil. Da, da, da. Ok, no, felicitări și succes în ceea ce faci, în acest proiect. Să-l felicităm și pe domnul Ciprian Roman, managerul de la Centrul de Cultură și Artă, da, al Județului Hunedoara, pentru faptul că ține sus tacheta și, și s-a gândit nu se lasă dobărât de invazia de fici, de... Nu, pentru că știe să organizeze în așa fel încât să ofere pentru toate gusturile și pentru toate perioadele în care e nevoie de muzică. Foarte clar. Bun, noi am făcut emisiunea acum vreo 3 ani ultima dată, ai avut așa mai multe locații. Acum ești unde? În momentul acesta la Sibiu, am înțeles? Da, acolo sunt profesor la Școala de Arte și Meserie Ilie Micu din Sibiu. Așa, și muzical, și tu acolo la Brașov, parcă, la un moment dat? Da, am fost la Brașov acum foarte mulți ani. După aceea am lucrat la Jidvei, vreme de, nu știu, vreo 7 sau 8 ani. A fost o perioadă foarte frumoasă. La Jidvei am înțeles da, că le-ai făcut chiar și un cântec, nu? Da, am făcut un cântec. Un lor, nu? Da, hai la crama din Jidvei. Așa. Foarte, foarte frumos. Da. E important să-ți găsești locuri unde să te simți foarte bine și să poți să te manifesti ca artist. La Sibiu, pe lângă faptul că sunt profesor la Școala de Arte, sunt și solist colaborator cu ansamblul profesionist Juni, și Andrelu Juni. Da. Da. Am activitate destul de bogată, iar pentru anul ăsta, cred că, din câte simt arată, eu că ofertele da? Au început să vină tot mai mult, cred că va fi un an foarte bogat cu evenimente și chiar vor fi, da, pe mai multe planuri.
Proiecte sunt destule. Okay. Discutăm după al doilea cântec, dacă îl avem în emisiune. Da, al doilea cântec este O Măicuță Sfântă, realizat, primul a fost la Biserica Densuș, clar că toată lumea și-a dat seama, iar acesta este la muzeul din Peșteana. Să ascultăm. Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculți de pururi marea rugăminte. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Când plângeai sub cruce, maică îndurerată, te-am primit de maică, noi și lumea toată. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Călători pe o mare veșnic tulburată, noi ne-am pus în tine și nădejdea toată. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Tu ești steaua mării și ajut să treacă, dintre care se roagă, nimeni nu se neacă. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. O măicuță sfântă, cea mai scumpă floare, fă din fii de lacrimi
d-albe lăcrimioare. Nu lăsa mai cuță să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Mergeți creștini la rugăciune, iată, suntem în postul Paștelui, cred că ar fi timpul și ar fi bine să ne gândim un pic și la suflet și să mai lăsăm nebunile de zi cu zi, nu? Că sunt așa de multe, exact, da? Încât exact. Uităm că mai avem nevoie și de momente de curățire și de... Știi, ne facem planuri. Ne facem idei, vai, vreau să fac asta, vreau să fac asta, pentru anul ăsta vreau să, nu știu, să schimb mobila, să dau un exemplu, să, nu știu, planuri, da, da. Fiecare dintre noi face. Dumnezeu se uită la noi așa râzând și la un moment dat ne spune, bun, dar pe mine mă lași să-mi fac și eu treaba totuși. Și am un plan cu tine, nu? Da, e complicat. De când a apărut internetul... Pentru că noi vrem noi să intervenim și noi vrem să luăm... Să-L dăm pe Dumnezeu la o parte, să facem noi, adică ce? Nu știm noi să facem, să ne ducem viața mai departe? Da. Sigur, și suntem Dumnezeu... creatori și noi. Da. De când cu internetul ăsta a început să zic că lucrurile se schimbă ușor, ușor, cel puțin generațiile care 2-3 ani cu tableta în față, ăștia nu-i prea văd eu pe parcurs peste câțiva ani, mulți ani poate, sau puțini, nu știu. Nu știu dacă vor mai sta aproape de biserică și de credință. Unii previzionează, să știi că este, da? Un curent național unde am văzut cel puțin în conferințele părintelui Necula de la Sibiu, care este fascinant ce curent a putut face în toată țara, și l-am văzut la conferințe unde are în sală, în săl de sport ține conferințe, da? Mii de tineri, mii, și afară în aer liber am văzut, nu mai știu în ce locație a fost într-o conferință. Deci, să știi că noi nu dăm prea multă încredere tinerilor, dar tinerii, pe lângă tehnica pe care o stăpânesc foarte bine, sunt speciali și chiar latura asta religioasă nu lasă ei, chiar dacă nu se manifestă așa cum o făceau bunicii noștri. Ba, nu sunt practicanți pregând, dar sunt extraordinari. Sigur că și tradiția are un rol, cel puțin anul, nu îmi dau seama în alte părți, dar încă se mai transmite din generație în generație, sigur, da? Sigur că da, sigur că se transmite, da. Și uite că ar trebui să avem încredere în generația tânără, că eu consider că sunt destul de bine pregătiți și ar trebui să le dăm voie să se manifeste și să avem încredere în ei, că să îi susținem. Bine, încă, să zic eu, și, cum să zic eu, dacă la nivel național se simte când sunt Paștile sau când e Crăciunul, e corect. Acea atmosferă pe care eu o simt, o văd, o înțeleg și se o trăiesc. Da, și o trăiesc. Deci asta contează. Tradiția da, noastră corect. Încă funcționează bine. Bun, vorbeam că e un gen de nișă acest priceasnă, dar îmi spui că participă mii de oameni în anumite momente. Da? Deci da. Nu mai e prea de nișă. Și la concertele noastre am avut, de exemplu, la Slatina, sau la Alexandria, sau la Sibiu, la Catedrală, au fost 2500 de oameni
când am avut noi concertul la catedrală sau la Slatina, au fost nu știu câte mii de oameni în aer liber la concertul nostru. Sau... Deci e adevărat că totul ține de dorința oamenilor, deci se de a organiza. În orice moment anului, știu, colindele, de exemplu, se cântă atunci. Doar în de perioada, Crăciun. Da. Priceasna, cum se poate cânta? Priceasna, cum e voie să o cânti? Eu am trei proiecte. Unul care este strict pentru Paști, un altul care este pentru perioada de Crăciun, unde este, se începe cu încep cu cântece religioase de Crăciun, care vestesc nașterea Mântuitorului și apoi se termină în forță cu colindele noastre adevărate. Tradiționale, da. Și mai am încă un format în care pot să merg în orice perioadă a anului. Deci nu sunt... Doar de, cu cântări care se referă la... la orice. Deci sunt doar ca niște pilde, cum ar veni. Aha. Deci nu sunt, strictele... sunt de sezon. Nu e un proiect de sezon. E nu. Valabil... E un proiect care merge oricând. Oricând. Uh-huh. Care ne pune pe gânduri, cum ar veni. Ah, da, ne atrage atenția. Atrage atenția, da. Adică, mai băieți, mai totuși, mai treziți-vă un pic, nu? Exact. Ieșiți din obișnuința voastră de zi cu zi. E un proiect privat în ideea în care a pornit dintr-un grup, sau mă rog, de la o persoană. Sigur, colaborarea cu instituțiile de cultură este esențială și importantă. Da. Proiectul mi-aparține și ca regie a concertului, ca organizare, tot ce ține de organizare, atât cât ține de mine. Da, foarte clar. Da. Așa, în general, ce părere despre mișcarea folclorului în țară în momentul acesta? Sunt tot felul de transformări, de schimbări, de adaptări, de... Da, este o... Așa că ne apropiem de finalul emisiunii și să intrăm în zona laică. Să știi că e o laică, întreagă nebunie, da? Cu folclorul ăsta. Toată lumea încearcă tot felul ca să iasă în evidență și se depărtează de sursă și de adevăr. Cum ar veni? Există, să știi că e loc pentru toată lumea și pentru nișa aia de muzică populară și de petrecere și de cum o fi ea, etno, băgată toată acolo la grămadă. Și e, avem treabă și noi ăștia care încă mai credem în Moș Crăciun, cum ar veni, adică încă mai cântăm folclor autentic. Frumos spus, da. Și suntem, avem un ideal de a păstra tradiția noastră. Și noi mai avem de cântat și încă bine de tot. Da, păi oricum. Pentru că da. Eu cel puțin nu las garda jos și orice ar fi, eu merg mai departe cu ceea ce știu să fac cel mai bine. Da, sunt și multe festivaluri care au un specific tradițional, mă rog, istoric, în general, luăm și cazul județului nostru. Sigur, da? Gândește-te că anul ăsta, fiind an centenar, va fi un an, în care majoritatea evenimentelor vor fi dedicate anului centenar. Majoritatea. Și ca un proiect așa de imediat apropiere, este unul cu cântece patriotice pe care o să vi-l dezvălui la momentul potrivit. Da, foarte clar. Nevoia și, să zic eu, sentimentul ăsta de patriotism în ultimul timp a reînviat. Că a fost după 89, așa, o perioadă destul de zi, cel puțin așa am perceput-o eu, de sincopă și, mă rog, de lumea într-un fel s-a ferit să se dea mare patriot. Da, se pare că a revenit. Din punctul meu de vedere, nu, pentru că eu mi-am amintesc foarte clar că imediat după Revoluție, ani de zile, pentru că noi eram eu, Sava Negrean Brudaș cu Veta Biriș, Nicolae Furduian cu Ian Bocșa și Drăgan Muntean, noi șase cântasem cântece patriotice deja, iar imediat după Revoluție am deschis drumul ăsta în forță și mi-amintesc că
la Oradea, la Târgu Mureș, se rupeau imediat în primii ani. Venea lumea la concertele noastre, când mergeam toți așa în formula asta, era nebunie. Clar. Ok, păi nu, percepția mea au fost niște mișcări politice, partide care au furat ideea asta. Adică, na, cel puțin mie, așa mi s-a părut în perioada respectivă. Să știi că a fost cam de prin 95 până prin 2000, așa o perioadă de... Exact, asta. Da, atunci. Câțiva ani. Dar după aceea din nou a reînviat, pentru că noi n-am stat cu minți. Deci asta e bărbat. Noi am mers mai departe și am cântat cântările astea, nu le-am lăsat nicio clipă. Rolul vostru a fost foarte clar. Rolul nostru a fost clar. Veniți că ești un creștin la rugăciune, da? Tu mai să ne mai reamintim în încă o dată, da? În weekendul acesta, da. Atenție, și vremea ține cu voi. Că se ajunge până la 18-18 grade căldură. Da, până noi ne interesează că noi o să cântăm căldura să gătească, nu? O să cântăm în... Nu o să cântăm afară, o să cântăm în... La Aninoasa, în data de 9, la Centrul Cultural, la ora 17. Apoi la Băița, la Căminul Cultural, în data de 10, la ora 18. Și la Brad, la sala de sport a Școlii Generale Horea Cloșca și Crișan, la ora 18. În ordine, mult succes! Mulțumesc! Și țineți la fel, da? Să ne întâlnim cu alte proiecte pe care le pui la... Cu mare drag! Și sigur să-l felicităm și pe domnul Ciprian Roman, care da, este lângă chiar voi acolo. Mulțumesc din suflet, pentru că s-a gândit să facă un astfel de proiect în județul Hunedoara și îi mulțumesc mult de tot! Succes! Doamne ajută! Doamne, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Ne pregătim ușor, ușor, așa, pentru momentul important al sărbătorii pascale. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o masă frumoasă, vă invit să rămâneți alături de Capital TV. Urmează știrile la ora 17:15. Numai bine, la revedere!